administrativ prin curtea primarului 248 din 6-12 a fost convocată ședința ordinară. Prin curtea 249 a fost suplimentată ordinea de zi cu un proiect de hotărâre. La această ședință lipsesc domnii consilieri Melinte Marian, domnul Zărnescu Vasile și domnul Uplea Florin. Ședința este legal constituită. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal în problemele supuse dezbaterii să se abțină de la adoptare și de la deliberare. Doamna președinte. Cu permisul dumneavoastră, dau citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Fidegiu din 22.11.2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei Fidegiu. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Fidegiu pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Helegiu în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul Comunei Helegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului și servicii de trecere pe teritoriul Comunei Helegiu, a autovehiculelor necesare implementării și funcționării centrale electrice eoliene Onești de 85 de MW, diverse. Supun spre aprobarea ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local în data de 22.11.2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu pentru anul 2022. Da, aici avem două aspecte. Unu, o adresă de la Direcția Finanțelor Publice prin care ne alocă 126.000 de lei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate cu destinație 15.000 pentru finanțarea drepturilor asistenților personal și 111.000 pentru burse. Iar al doilea aspect legat de rectificarea privind ajutoare de încălzire pentru un număr de 945 beneficiari a rezultat o sumă de 1052.000 lei, sumă ce necesită rectificată. La venituri va merge pe subvenții pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, iar la cheltuieli pe ajutoare sociale numerare. Și asta e tot. Sunt discuții pe acest proiect? Da, da, am trecut noi, am schimbat acolo. Da. Asta e bună. Adică fiecare sumă are o destinație precisă. Progresul lor. Dacă nu sunt discuții, supunem spre aprobare. Aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abține cum să. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor pentru anul 2023. Da, aici, la fel, e vorba de tabloul impozitelor care a fost aprobat prin indexarea cu 5,1%, tot ce a fost sumă fixă, iar ca suplimentar e vorba de coeficienții care se aplică pentru calculul impozitelor pe clădiri, care se mențin la nivelul anului trecut. Nu e nicio modificare în afară de indexarea cu 5,1%, care de fapt a fost aprobată într-o ședință din luna mai sau nu mai undeva. Sunt discuții la acest proiect? Înțeleg că urmează să le aprobăm din nou aceste taxe și impozite în condițiile în care nu s-a aprobat sau se vorbește de o nouă formulă de calcul a taxelor și impozitelor care încă nu a fost elaborată prin unele normele metodologice. Da. Da. Cine știe cum vor face o altă? Au fost abunate, au fost atunci undeva... De timp sunt casă după de ianuarie și atunci este pe legea actuală. Adică dacă cineva a venit imediat, când ea mă rog, tot în tasul lui, nu se vă mulțumim.
Deci să punem spre aprobare, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului și servituții de trecere pe teritoriul Comunei Hilegiu, a autovehicolelor necesare implementării și funcționării centralei eoliene. Haideți că vă spun eu aici. Practic am aprobat o altă hotărâre de trecere pe drumurile comunale, pe drumurile de acces, la Ruci Priiu, n-am trecut cadastru de picări topul de pe două drumuri. Și ar fi fost costuri suplimentare din partea noastră și nici timpul necesar dacă ar fi trebuit să rămână în forma aceea. Deci, efectiv, le acordăm doar accesul, fără să spunem pe ce drumuri și servitutea de trecere subterană și supraterană pentru cabluri și atunci ar fi trebuit să modificăm conținutul hotărârii, dar titlul rămânea același. Și atunci am preferat să revocăm hotărârea asta și să dăm o nouă hotărâre. Hotărârea ar fi să dăm hotărârea în forma actuală. Sunt discuții pe acest proiect? Supunem spre aprobare. Atunci, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, sunt, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Hilegiu în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Este un vot referitor la aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic din cadrul Operatorului Regional CRA. Pentrucât suntem membrii fondatori ai activului, nu să avem și noi un reprezentant care să voteze în cadrul adistului, acest adistului. Ei au acolo lucrător cu crabul, pe care un proiect european, destul de mare, nu reușesc să mai implementeze. Noi fiind membri, vom fi și noi la un moment dat întrebați, dar clar, părerea noastră cu trece foarte puțin. Ce ați zis să facă acolo? Da, unele lucrurile sau două. Scrisoarea aia de așteptări. Aia a fost rezolvată în 100 noiembrie. Acum se votează, doar se votează. În noiembrie am văzut cu adrese că au primit descrisurile de așteptare. Din cine ați atașat la materia? Acum doar se ia act, probabil, de ce comisia care a deliberat. Ceea ce nu înțeleg eu spune, în adresa de la AGA spune reprezentantul OATE, care este primarul, în paranteză, un reprezentant al primarului delegat prin dispoziție, noi stabilim un reprezentant al Consiliului Local. Primarul nu este reprezentant al Consiliului Local. Face propuneri pentru... Nu, dar NAGA spune primarul sau reprezentantul primarului. În adresa de la AGA. Adică este nevoie de hotărârea noastră? Da, este nevoie, da. Atunci spune reprezentant al OAT. Adică să nu mai revocăm. Nu credeți că să împuternicim pe cineva? Consiliul local doar trebuie să mandateze primarul. Să reprezinte. Nu față cele mai înțeleagă mai scuze, mandatează ca reprezentat din partea Consiliului Local Hilegiu. Asta spun. Aici nu trebuia Consiliul Local Hilegiu, din partea deci, OAT Hilegiu. Asta vreau să spun. Ori punem reprezentat al Consiliului Local și este un consilier, ori este reprezentant al OAT și este primarul. Cum a fost un Consiliul Local, da. Prin scrisoarea pe care ne-am dat-o ei, 9% în noiembrie, cer primarul sau reprezentantul primar. Asta se dă prin dispoziție. Dacă mă întrebați pe mine, nici nu ar fi trebuit să fim acolo. Ar fi ciudat primarul să se mandateze pe el? Nu. Îl facem reprezentant al OAT. Adică schimb denumirea... Trebuie scos Consiliul Local, deci pe care toate ele. Da, am înțeles. Adică ori una, ori alta. Ori Consiliul Local mandatează primarul reprezentantul da, Mateu. Da. Modifică conținutul hotărârii. Da. Da, e pertinent. Da, acum când așa am zis, da, și eu să remediem. Deci se remediază și să putem spre aprobare, da? Cine este pentru? Abține, cu vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numerarului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Hilegiu, județul Bacău. Da, aici, după cum știți, la solicitarea școlii avem o... Nu știu, o să știu de copii, nu? Care vor primi... Dacă puteți de la Comitetul de Reprezentanță în partea Fășcăzării, sunt 27 buse numere, 26 buse schimbi, 128 sociale. Quantumul lor, 200 de lei buse sociale, 200 de merit și 150 buse al schimbi. Din câți? Din câți? Cât la sută primesc buse din toți? Toți. Mulțumim. Asta este lista edicii. Ce spune edicii din care au venit buse? Dosarele depuse. Încadrați la o categorie. Foarte bine. Da. Este pentru Au fost câteva dosare deschise, nu multe, lipsă documente și neîncadrarea în suma respectivă a bursele de ajutor social. Tocmai de asta am primit banii pentru bursele. Da. Cum vreau să știu? Cele de merit cu... Bursele de merit, vorba despre media 9-50-10. Acolo se încadrează acești copii. Ce ai fost 150 de lei? Păi aia e, cu cei care... 200 de lei medic, 150 de lei bursa de studiu. La bursa de studiu există și media, și venitul. Ah, ok, ok. De experiență sau ai 500 de lei, nu avem. Nu, ce înseamnă experiență? Nu, avem, este da, cei care au participat la concursuri naționale, cu premii. Vom acorda la sfârșitul anului, pentru că nu are o evidență pe anul în curs. Da. Clar, după februarie, martie, acolo, vom avea și rezultatele din... Curse de performanță. La sfârșitul anului, cei care au medii de 10, de exemplu, putem să acordăm. Dar aici, aportul Consiliului Local, pe bugetul viitor și la propunerea dumneavoastră, la propunerea școlii, bineînțeles, că este cel mai bine... Dacă mai avem cazuri, nu a fost cazul tânărului din Drăgugești, care a fost premiat anul trecut pe legislatură foarte bune la sport, unde suntem deschiși. Nu am eu chiar toate informațiile, sunt convins că noi asta aveți o parte de informații și dacă ajung la noi, găsim soluții financiare. Chiar dacă este un an așa mai greu, a fost un an și cel care vine se pregătea a fi la fel, dar am găsit soluții. În la urmă, în oglinda noastră, cu primul an. Mai sunt discuții pe acest proiect? Punem spre aprobare. Cine este pentru? Abține. Să vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Doamna Da, fac o propunere către consilieri și către executivi, dar mai mult către dumneavoastră. Am spus-o și la ședința trecută. Cred că fiecare dintre dumneavoastră puteți identifica niște persoane care nu se încadrează în acele criterii care primesc ajutoare sociale. V-aș propune să veniți către autorități, către executiv cu propunere pe listă 1, 2, 3, 5, cei care nu realizează niciun venit și care nu primesc niciun ajutor social. Eu vreau să fac două propuneri în sensul ăsta, pe care le știu și chiar sunt foarte mulți. E vorba de... cum zici, că vreți să vorbim aici? Ungureanu. Ungureanu. Da. Bănuț și Bănuț vecinul tău. Da. Care nu realizează niciun venit. Viorel. Nu Viorel, Viorel are ca primarii ceva, celălalt. Celălalt. Nu mai are, că nu mai are copii. Și Viorel i-a mărât, dar se mai ducea la stână, dar are un frate foarte bătrân, mai bătrân ca el. Nu știu. Care nu iese și care e în stă? Nu merge. Bănuț Viorel, scuze. Și poate mai stă și în partea de jos, dar eu nu știu. Adică... Care nu realizează niciun... Nu am bani. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Domnul Stoica, cu semnul de casă, vă auzim. Nu, nu, pardon, domnul. Care stă, v-ați învățat cu se consultă. Nu, puteți veni cu propuneri. Asta este ideea. Dacă vă rămâne, nu veniți. Scrieți pe grup. Dacă aveți propuneri. Cine vrea Maricica? Alo? Alo? E bună de muncă, n-are cu aia Cristica? Uite, iar că se, dar vreau să duc cu ziua. Nu, eu zic că puteți să te ajutăm. Deci cum o cheamă la testa? Da, nu, la domnule, dacă nu vei conduce. Dacă nu am zis tot, să-i mai mai spune că au fără și obicioate onare. E vorba de profesorii care nu pot nici, e vorba de copii care stau la pat, copii neajutorați, care părinții fac tot ceea ce fac cu banii, nu le cumpără haine, mâncare. Dar au ajutor social și îți beneficiază. Da, cei care, eu pe care i-am spus că nu au, adică bănuți și prăbucii. Bănuți are ajutor social și are, trebuie să iau și nu are. Dovlea Bucica din cele de sus are ajutor social, are dreptul pachetului de roșu în urmă. Dovlea celălalt, nu știu cine este spus, Alțoie, în Bucica, nu știu cine da, este. Da, Lenuța, dar de sus, au ajutor social, au ceva? E făcut această dovlea. Dovlea care... Zice și vor fi părere ca să-mi spune. Care alocații complementare și de alocații, iau și ce alocații complementare. Aia cu copiii doi? Da, da. Au depus da, pentru lemne, au depus pentru lemne. Da, da, deci da. Dacă nu mai sunt discuții, mai se mai scrie cineva? Nu, no, chiar nu sunt. Atunci vă urăm sărbători fericite, cu bucurii, sănătate și de clar ședința. Dacă mai e